Descoperire bizară weekendul acesta pe mare, dar între timp elucidată chiar de armată. Angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au găsit un obiect despre care spun că seamănă cu o dronă de mari dimensiuni. Surse din MAPN spun că e vorba de fapt de o țintă folosită în exercițiile militare. Iulia Stanciu are mai multe detalii despre această descoperire. Iulia. Bun găsit tuturor! Dispozitivul a fost observat sâmbătă în Marea Neagră de angajații Arzvom care se întorceau de la o misiune de căutare pe mare. La aproximativ 17 mile marine travers de portul Constanța au observat acest obiect care părea a fi o dronă. L-au luat și apoi când au ajuns la mal l-au predat celor de la Poliția de Frontieră. La rândul lor, cei de la Garda de Coastă au predat obiectul celor de la MAPN. Inițial, așa cum v-am spus, se credea că este vorba despre o dronă. Avea dimensiuni destul de mari, este vorba de o lungime de 2,5 metri și o lățime de 3,5 metri. În cele din urmă a fost identificat, este vorba de un obiect de căutare folosit în poligonul de la Capul Midia. Cel mai probabil a fost uitat în mare sau nu a mai fost găsit, iar acum, în cele din urmă, a fost recuperat și se află în siguranță în cadrul MAPN.